Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pentru etalarea zilnică, pentru ziua de marți, 15 decembrie. Hai să scoatem un mesaj pentru situația de dragoste, unul pentru sănătate și unul pentru bani, carieră, situație financiară. Pe sectorul relațiilor avem aici o carte foarte interesantă care combină în ea energia arcanei majore Moartea, da? Cartea Scorpionului, cu cea a arcanei minore Patrul de Săbii. Patrul de Săbii mi-arată că sunteți obosiți, sunteți la capătul puterilor și nu mai vreți să depuneți niciun fel de efort în partea asta de dragoste, că vi se pare că oricum lucrurile nu ies la capăt cum vreți voi. Dar, mare atenție aici, arcana majoră din spatele acestei cărți, Moartea, vine cu promisiunea unei schimbări, a unei transformări, a unei reînnoiri. Prin urmare, pentru cei care sunteți singuri, nu renunțați, pentru că cartea aceasta vă promite o transformare. Dacă sunteți singuri, cartea aceasta vine cu promisiunea că o să vă găsiți ursitul, alesul, aliasa. E posibil să fie un scorpion. Pentru cei care sunteți într-o relație, nu vă panicați. Cartea aceasta nu trebuie să vină neapărat cu finalizarea relației. Pentru o mică categorie dintre voi, pentru care relația deja era toxică, o să vină cu finalizarea relației. Dar pentru cei care sunteți în relații fericite de lungă durată, cartea asta vine cu o transformare. Cum poate să fie transformarea asta? Fie se schimbă dinamica puterii în relația voastră. Poate unul dintre parteneri care câștiga cei mai mulți bani în relație rămâne fără job și responsabilitatea asigurării resurselor financiare pentru cuplu cade asupra celelalte persoane. Poate erați doar voi doi de multă vreme în relație și vă doreați un copil, toți n-ați reușit să faceți un copil și poate săptămâna asta aflați că cândva prin octombrie-noiembrie, când soarele tranzita zodia scorpionului, ați făcut acolo un bebe de care nici măcar nu știați și acum aflați. Transformări de orice fel. Unde vă duce imaginația? Gândiți-vă la orice fel de transformare ar putea să survină în relația voastră și vă puteți aștepta la ea. Depinde de situația de viață particulară a fiecăruia. Foarte important să nu vă panicați, pentru că aceste transformări, în ultimă instanță, vor fi pentru binele vostru și vă vor aduce mai multă fericire, mai multă stabilitate. Mai ales dacă în relația asta e implicat cineva din zodia Scorpion sau în mai mică măsură cineva dintr-o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Hai să trecem pe situația de sănătate, să vedem aici. Avem iarăși o arcană majoră combinată cu o arcană minoră. Avem luna, cartea care reprezintă zodia peștilor, combinată cu optul de cupe. Această combinație de cărți ne indică foarte simplu că ar trebui să vă ascultați instinctele. Parte dintre voi s-ar putea dintr-o dată să sufere de anumite boli misterioase, nici nu vă dați seama de unde au venit, ce le cauzează, ce se întâmplă cu voi. Soluția va fi să schimbați ceva, să lăsați în urmă ceva din viața voastră, că e o rutină, că e un obicei, că e un aliment, nu știu, ceva trebuie eliminat din viața voastră ca să eliminați și această boală misterioasă. Parte dintre voi s-ar putea ca în această zi să vi se declanșeze anumite alergii sau să aveți vise premonitorii, pentru că peștii guvernează tot ce ține de lumea de dincolo, de lumea invizibilă, de spiritualitate, ezoterism și aici există o mare posibilitate să fiți influențați de anumite lucruri pe care nu le puteți percepe la momentul actual. Soluția vine clar de la optul de cupe, de la a pleca dintr-o situație, de la a lăsa ceva în urmă. Parte dintre voi s-ar putea să trebuiască să lăsați în urmă un set de gândiri limitative. În orice caz, situația voastră de sănătate în această zi este foarte mult influențată de lichidele din corp, s-ar putea să aveți retenții de lichide și mare atenție să consumați suficiente lichide, da? Apă, ceaiuri, supe, sunt toate foarte indicate pentru ziua de azi. Acum mi-am dat seama că toate cărțile care au apărut aici pe masă sunt arcane majore și reprezintă zodiile de apă, reprezintă Scorpionul,
peștii și racul. Prin urmare, dacă sunteți scorpion, pești sau rac, aveți zodia, luna, ascendentul, o aglomerare de planete în una din aceste zodii, o să simțiți mult mai mult influența acestei zile în toate planurile. În fin, hai să vedem, să trecem mai departe. Pe sectorul carierei, aici avem o carte care combină în ea energia carului, a fetonului, da? Cartea care reprezintă zodia racului, cu șaptele de săbi, arcana minoră din suita de aer, care reprezintă hoțul sau dezertorul. Și această carte m-a făcut pe mine să înțeleg mai bine și mai adânc, la un nivel mult mai profund, șaptele de săbi, dezertorul, da? Pentru că la prima impresie ai zice, ce-i cu hoțul ăla, a furat, a făcut ceva ilegal, nu e ok, cum adică a dezertat? Nu a respectat legile armatei, dar când stai un pic și privești lucrurile mai atent și îți pui problema, oare de ce a trebuit omul ăla să dezerteze? De ce trebuie să lupte împotriva propriilor săi confrați? Poate că aceștia nu aveau principii corecte. Hai să ne gândim, dacă un soldat din al doilea război mondial, din armata nazistă a lui Hitler, ar fi dezertat, chiar am putea să-l judecăm pentru că a dezertat sau l-am aplauda pentru că și-a urmat instinctul, și-a ascultat inima și și-a dat seama că armata, steagul pentru care lupta, principiile pentru care era trimis la război nu erau corecte și a avut suficient curaj încât să dezerteze, da? Această carte vine cu foarte mult curaj în spate și vă cere ca atunci când observați în jurul vostru lucruri care nu sunt ok, nu sunt etice, nu sunt morale, nu sunt conforme cu principiile religioase, sociale, de bunătate, de acceptare, de iubire a semenilor noștri, e foarte important să spuneți ceva. Cartea asta îmi aduce aminte foarte mult de toate aceste controverse care poate le-ați observat, poate au trecut pe lângă voi, nu le-ați observat, cu diverse corporații care fie folosesc practici imorale de producție sau fac spionaj științific, da, spionaj corporațional tehnic și fură ideile altora. Cartea asta mă duce foarte mult cu gândul la acele companii chineze care fură proprietatea intelectuală dezvoltată în alte țări și fac produse fake-uri și le vând sub brandul lor, dar mă duce cu gândul și la acele companii vestice care folosesc minori, deținuți politici, deținuți pe principii religioase, care sunt forțați să lucreze pentru a le produce lor produsele și nu sunt plătiți, uneori sunt chiar în regim de sclavagism. Da? Pentru toți cei care mai aveți impresia că în 2020, în secolul 21, în mileniul al treilea, nu mai există sclavie pe pământ, uitați-vă foarte atent la Adidas și din picioarele voastre, la hainele de firmă pe care le purtați, la telefoanele din buzunarul vostru și cercetați cu atenție. O să fiți surprinși câte din magazinele de la mall-urile din toată lumea asta, inclusiv mall-urile din România, își produc marfa cu sclavi, cu oameni pe care nu îi plătesc sau îi plătesc mizer. Cum credeți că poate să ajungă un tricou să coste 40-50 de lei? Cum credeți că poate să ajungă o pereche de blugi să coste 60-70 de lei? Costurile de producție au trebuit să fie tăiate undeva. Iar costul social pe care îl plătesc acești oameni care sunt obligați să lucreze în condiții mizere pentru ca noi să ne întreținem stilul de viață, noi nu-l simțim acum. O să-l simțim karmic în viața următoare. Și aici nu blamez pe nimeni, și eu sunt cu siguranță parte din această problemă, încerc să mă educ, încerc să mă rup de tot acest consumerism, dar este foarte greu. În zilele de azi este foarte greu să nu mergi să-ți cumperi o haină de la mall. Nu o să zic numele magazinelor, pentru că dacă mă pun să zic numele magazinelor, acest video va fi dat jos. Dar mai ales acum în perioada sărbătorilor, această carte
vine cu un mesaj foarte important. Fiți foarte atenți atunci când cumpărați un cadou celor dragi. Unde vreți să vă investiți banii? Unde vreți să investiți rodul muncii voastre, tot efortul vostru și energia voastră? Pentru că și banii, într-un fel sau altul, sunt energie. Sunt rezultatul muncii voastre și a efortului vostru și înglobează în ei toată energia pe care ați depus-o ca să-i câștigați. Vreți să-i dați unor corporații din astea fără față, fără nume, care folosesc tehnici imorale, dacă nu chiar ilegale, de a-și produce obiectele? Sunteți de acord să puneți și voi, să contribuiți și voi cu energia voastră la aceste forțe destructive? Dacă da, atunci mergeți la mall, cumpărați ultimele haine de firmă, fără nicio problemă. Dacă vreți să rupeți acest ciclu și să vă investiți în activ energia într-o zonă mai bună, atunci cumpărați cadouri de la mici întreprinzători, de la oameni care fac ei lucruri manuale. Sunt atâția, trebuie doar să vă uitați pe Facebook, pe Instagram, chiar și pe YouTube. E plin internetul de oameni care fac chestii super mișto de mână, chestii manuale, chestii handmade, chestii făcute în țară, prin surse etice, atât de obținerea materiei prime, cât și de producție, da, de manufactură. Ce-ar fi dacă în loc să dăm cadou celor dragi ultimele țoale de la mall, le-am cumpărat o ie românească, făcută manual, sau dacă în loc să cumpărăm jucării de plastic care oricum nu se degradează nici în sute de ani, am găsit un artizan local care face jucării din lemn și mai mult le vopsește cu vopseluri care nu sunt toxice. E o temă de gândire. Nu vreau să vă presionez în nicio direcție. Fiecare e liber să facă alegerile pe care vrea să le facă. Nimeni nu este perfect. Îmi dau seama și eu câte lucruri din jurul meu probabil au fost produse prin aceste tehnici imorale și la limita legalității. Și mă pune pe gânduri lucrul ăsta, pentru că eu, de fapt, cheltuindu-mi banii la aceste companii, prin faptul că nu-mi pasă de felul în care ei își produc obiectele, de felul în care ei își plătesc angajații, eu contribui la aceste aspecte negative din lume. Contribui la propagarea acestor atitudini nesănătoase cu care nu sunt absolut deloc de acord. Și dacă vreau ca ceva să se schimbe, puterea este în mâinile mele, pentru că eu am banul, eu sunt persoana care hotărăsc unde îmi cheltuiesc banul câștigat de mine prin munca mea proprie și personală. La fel și voi. Și vă rog frumos să vă gândiți doar la acest aspect, să vă gândiți atent la ce v-am spus până acum, pentru că toate teoriile conspirațiilor care umblă pe internet cu oameni care controlează lumea, cu guvernul din umbră și așa mai departe, ar trebui să le interpretăm și la nivel mult mai simplu și să ne dăm seama că, de fapt, banul controlează lumea, noi suntem consumatorul și puterea este în mâinile noastre să alegem unde punem acel ban, unde îl dăm. Putem să alegem să nu facem parte din acest ciclu. E greu. Nu încerc să spun că e ușor. E foarte greu să faci lucrul ăsta. Dar la urma urmei, doar 1% din oamenii de pe acest pământ iau aceste decizii morale. Noi restul suntem peste 6 miliarde de oameni. Unde credeți că e puterea? La 1% sau la 99%? Pentru care e mai ușor să încline balanța? E la noi puterea, doar că nu ne dăm seama de asta, pentru că suntem divizați. Pentru că peste tot în jurul nostru ni se spune doar cât suntem de diferiți și ni se atrage atenția doar asupra diferențelor dintre noi, când ar trebui să ne concentrăm pe asemănările dintre noi. Nu contează culoarea pielii, toți suntem la fel, toți am fost creați de același Dumnezeu și din Dumnezeu ne-a dat tuturor aceleași drepturi. Noi suntem singuri care ni le luăm unul de la altul, care vrem să ne punem unul deasupra altuia. Nu contează în ce țară te-ai născut, nu contează ce limbă vorbești, nu contează pe cine iubești, toți suntem egali în fața divinității. Bun, m-am lungit foarte mult pentru ziua de azi. Ba, hai că o să vă scot totuși un card din aceste cărți de înțelepciune.
Sper că ați reușit să stați cu mine până la final. Efectiv am simțit nevoia să spun lucrurile astea pentru că toată diviziunea din jurul nostru mă sperie. Mă sperie pentru că este o metodă de a ne controla. Nu o să fim controlați prin chipuri. Nu o să fim spălați pe creier. Știți cum suntem spălați pe creier? Spunându-ni se că suntem diferiți, că unul e mai bun decât altul, că X e mai bun decât Y, care e mai bun decât Z. Uitați-vă doar în istorie, uitați-vă în istoria recentă a lumii, nu trebuie să vă uitați foarte departe ca să vă dați seama că cea mai simplă metodă de a controla umanitatea este să ne facă să credem că suntem diferiți. Uitați-vă în Africa de Sud, ce s-a întâmplat cu apartheidul la ei. La ei nu doar că au fost separați în albi și negri, au fost separați pe clase sociale în funcție de nuanța pielilor, s-au făcut numeroase clase sociale intermediare și fiecăruia îi se spunea, dacă reușești să te încadrezi în categoria asta, ești cu 1% mai bun decât celălalt și ai puțin mai multe beneficii. Că în realitate e că toți erau egali. Toate aceste clase, toate aceste sisteme de clasificare sunt false, sunt împotriva firii, sunt împotriva lui Dumnezeu. Nu vă lăsați spălați pe creier de acei oameni care vor să vă spună că suntem diferiți de ceilalți din jurul nostru. Nu, cu toții suntem la fel. Există o singură rasă pe acest pământ, rasa umană. Toți suntem oameni. Hai să începem să ne purtăm ca atare, ca oameni, cu umanitate. Pentru că altfel degenerăm în animale. Toate relațiile mele sunt înconjurate de un cerc de iubire. Toți suntem elevi și profesori. Mă întreb adesea ce am venit să învăț aici și ce am venit să învăț pe ceilalți. Un mesaj foarte frumos pentru ziua de azi, o zi foarte încărcată. Sper că ați reușit să stați cu mine până la final. Vă promit că mâine o să fiu mai succintă. Vă mulțumesc pentru atenție. Pa, pa!